Această seară, la Casa Speranței din Roman, au fost cazați 8 bărbați și o femeie. Persoanele neajutorate sau fără adăpost din Roman sau din împrejurim, 224, conform evidențelor actuale, beneficiază de luni până vineri de o masă caldă, dar și de alte alimente, precum conserve, făină și zahăr, astfel încât să își prepare singuri hrana. Deci avem 224 de beneficiari, dintre care 10 sunt ducem hrana la domiciliu pentru că nu sunt deplasabili. Deci carne este în fiecare zi, nu au meniu fără carne. De exemplu, luni am dat ciorbă de cartofi cu mazăre cu cârnați. Astăzi au ciorbă de perișoare cu pireu cu ficăței la tavă. Borș de afumătură, mâine au borș de afumătură cu ciorbă cu fasole cu cârnați, sâmbătă au varza la Cluj. Este un meniu în care încercăm să le dăm hrana fierbinte. Deci noi acum am luat-o de pe aragaz, acolo o împărțim. Hrana rece care se dă sâmbătă și duminica, conserve, pateuri, mălai, făină, ulei, orez. Deci au ficat congelat, pui congelat, au să-și prepare și ei acasă sâmbătă și duminica. Bugetul alocat pentru hrana fiecărei persoane fără adăpost este de 12 lei pe zi. Cu toate acestea, unii spun că nu primesc suficientă mâncare, iar alții se declară mulțumiți de masa pe care o primesc. Foarte bună, doamnă. E bună pentru mine la anii ăștia, un ajutor de 1.400.000, foarte bună, doamnă. Dumneavoastră, doar venitul ăsta, l-aveți? Da, atât am. Și câți ani aveți? Am 61. Sunteți de aici, din Roman? Da, de aici, din oraș. Și veniți zilnic? Zilnic, bine, doamnă. Așa, mă mai odihnesc, mai merg, mai... Asta-i treaba, ce să facem? Nu aveți rude care să vă ajute, copii? Mă mai ajută, dar până la ei... Mai au copii, mai au și greutăți, nu, una alta. Foarte bună mâncarea, de acum. Persoanelor fără adăpost li se oferă în această perioadă la Casa Speranței un loc călduros unde să doarmă, să se spele sau să mănânce. Adăpostul are în total 13 paturi, însă la nevoie numărul acestora poate fi suplimentat.